Versetul 5, nici așa, la șef. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copii. Frații și surori, părinți, Dumnezeu nu te roagă să-ți înveți copiii în legea Domnului, să-i înveți legea Domnului. Dumnezeu îți poruncește, a poruncit și să vorbiți lui Glorie despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu, despre mântuire, e porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea harul, să vă facă timp și înțelepciune să aveți, să-i vorbiți totdeauna despre aceasta. Ora de rugăciune, tot despre asta s-a vorbit și s-a rugat pentru ea. Și de ce? Ca să fie cunoscută. De ce? Ce vor veni după ei? De copii ca să vor naște. De unde să știe, dacă nu de la părinți, despre legea lui Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu? De unde, dacă părinții nu-și fac timp să-ți vorbească pe ea, de unde să știe? Și pe urmă, vezi numai că se îndepărtează. Dar are un scop foarte bine determinat. Îmi spunea un tânăr din biserică un lucru care pe mine nu m-a încălzit deloc. Ce văd dacă generația voastră v-a urmat cum v-a urmat adică mea, ce-o fi cu generația noastră? Păi nu! Indiferent de generație, în momentul care ești părinte, ai obligația să vorbești cu copilul tău despre Dumnezeu. Și să-i vorbești și să faci copilul să-l întrebească. Pentru că zice așa, că atunci când copiii se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Deci lucrul acesta merge din gură în gură, în familie. Și de ce e important lucrul acesta? Pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Și nu-și vor pune încrederea în Dumnezeu dacă nu vor ști în cine este Dumnezeu și ce poate face Dumnezeu. Acum voi ați venit în casa Domnului cu credința voastră, cu darul lui Dumnezeu. Și ce simte așa? De ce ați venit? Pentru ca Dumnezeu să o binecuvânteze. De asta venim. Știu o familie acolo, în Los Angeles, că au 5 copii. Nu merg nici la o biserică. Dar cum se naște un copil? Vin cu toți 5 în biserică acolo, unde fratele Daniel, Dumnezeu Păstor, și vine să-și pună Domnul să se roage biserica pentru ei și Domnul se vine prin interne. Toți 5. Au venit ultima dată, când i-am văzut. Și vreau să vedem ca Domnul se vine prin interne. De ce? De ce? Pentru că e singurul care poate da binecuvântare. Și mi-e place rugăciunea lui David din 1 Cronici 17 și citesc ultimele două versete. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu. Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Binecuvintează, dar casa robului Tău. Și casa voastră. Nu-i dacă. Încântăm de cântare o și casa mea voi. Eu și cei vii din casă. Binecuvintează, dar, casa robului tău, ca să rămână pe vecie înaintea ta. Căci David știa ceva. Știa că ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat în veci. Deci, de aceea venim și punem copiii înaintea Domnului și cerem binecuvântarea Lui peste ei, pentru ca copiii aceștia să fie binecuvântați în veci. Și ce binecuvintează Domnul este binecuvântat în veci. Și aș dori ca lucrul acesta să se facă astăzi de casa Domnului. Nu vă face altceva decât vă cere ca Domnul să binecuvinteze fetița voastră. Și pentru aceasta vom trece la actul binecuvântării și vom citi din textul consacrat pentru aceasta și v-aș îndemna ca adunare din ediția următoare. Pentru mine, și eu mulțumesc Florin pentru ce mi-a spus, nu că vreau eu, pentru mine, atunci când vin înaintea Domnului și cer ceva important, și asta e cel mai important, vreau să-i spun acum, de putere, este binecuvântarea Domnului, avem un Dumnezeu prea mare. Și n-am trebuit să zic, altfel, deci să zic, îmi plec genunchi.
pentru că vrem cu tot din avisul de cuvântare a Lui Dumnezeu. Haideți să vedem chiar să vrem. Și ne rugăm Domnului, dar chiar vrea să se roage bunicile, sora Mariană și mama lui Alin, după care se roage sora Alin, și apoi ne rugăm Domnului. Pe copiii lui Israel și să le zice: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească gloria. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine gloria. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea gloria. Amin. Așa să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Continuăm să ne rugăm. Ajută-mă, Doamne, să mă rog pentru fiecare zi și
îți mulțumesc din toată inima pentru bunătatea ta care întrece orice pricepere, care a fost așa de mare și pentru casa noastră. Mulțumim pentru sănătatea și pentru bucuriile pe care ne-ai dat în căminul nostru. Și astăzi, în mod special, să mulțumim pentru gloria. Sunt conștienți că am primit-o de la tine, e un har, un privilegiu să fie sănătoasă. În responsabilitatea nouă pe care am primit-o, ajută-ne să fim prednici prin înțelepciunea pe care o cerem de la tine și prin puterea pe care ne dai. Ajută-ne să putem munci, să ne lipsească pâinea niciodată. Ajută-ne să fim buni creștini care să aibă ce să vadă și să te urmeze pe tine cumva pe mare. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și în numele Domnului Iisus îți mulțumim pentru harul care l-avem de a veni cu copiii noștri la Tine. În momentele acestea, mulțumim că Alin și Alina au adus darul lor și au primit ei de la Tine, Doamne, l-au adus Ție. Ca Tu să-L binecuvânteze. Și acum stăm înaintea Ta cu glorie. Te rugăm, pune-ți Tu mâinile peste ea. Ia-o Tu în brațele Tale și binecuvintează. Și pentru că ești un Tată bun, un Dumnezeu care dai din cuvântările fără nicio măsură, te dai din plin, Doamne, mă rog să o păstrezi în binecuvântarea Ta până la cap. Pentru că știm bine că ce binecuvintezi Tu e binecuvântată de El. Doamne, în lumea asta, așa cum e, Doamne, noi venim cu copiii Tăi la Tine, pentru că dorim copiii Tăi, pentru copiii noștri, să fie ai Tăi. De aceea îmi rog, Doamne, ca gloria, fiind copilul Tău, să-i dai o creștere frumoasă, o creștere fizică frumoasă, să o ferești de necazuri și de încercări și să o binecuvintezi cu o creștere spirituală, o creștere după voia Ta. Mulțumesc pentru părinții ei. Și mă rog să-i binecuvintezi. Doamne, fă-i să știe că gloria este darul Tău. Și că Tu atunci când dai un dar, și îl dai cuiva, îi dai ca să fie bucurie. De aceea fă ca gloria să fie o prilej de bucurie toată viața lor. Pentru aceasta vă rog, Doamne, să ne dai înțelepciune, să se poarte în așa fel cu gloria, ca gloria, Doamne, să te vadă pe Tine. Și gloria să fie cea care ține echilibru casă. Pentru că Tu dai într-o cea de-ai copii. Vă rog să binecuvintez pe fratele Alin ca Tatăl. În primul rând, mă rog să faci ca el să fie preot. Dacă v-am auzit de undeva gloria despre măreția, și slavă Ta, sau de la Lui. De aceea mă rog să-i dai înțelepciune și putere. Mă rog să-i dai sănătate. Și mă rog să-i dai sănătate ca să poată să câștige pâinea care Tu ai promis că o dai copiilor Tăi, dar El să o aibă de la Tine. Pentru ca pâinea care va mânca gloria și ca Lina să fie pâine binecuvântată de Tine. Vă mulțumesc că vei face lucrurile acestea. Mă rog să-i dai putere, Doamne, mă rog să dai înțelepciune ca în clipe grele care ar putea să vină, să știe că ajutorul este la Tine. Îți mulțumesc că tot de fie, dar mă rog să fie cu Tine sora Alina. Doamne, iată a primit un promot special și ai purtat de grijă într-un mod special. Acum ai avut dorința aceasta și ai avut copilul la Tine. Doamne, mă rog să binecuvintesc pe mama. Să-i dai înțelepciune, Doamne, și dragostea aceea și înțelegerea aceea pe care nu poate avea decât o mamă. Mă rog să o binecuvintesc cu înțelepciune. Și să faci, Doamne, ca niciodată să nu obosească în acea binecuvântarea Ta. Aceea e, Doamne, creșterea Ta peste gloria. Îți mulțumesc că o vei păstra și pe sora Lina. Mă rog să-i dai sănătate. Mă rog să-i dai putere, Doamne. Și să o binecuvintezi. În orice situație a vieții lor, Doamne, dorim ca binecuvântarea Ta să fie peste ei. De aceea mă rog, Doamne, și în momentele acestea,
pentru că știm că ce binecuvântez tu este binecuvântat cu veci, să ne dai credința aceasta. Că nu poate veni nimic peste gloria și peste ei, fără îngăduința ta, chiar dacă vine ceva, tu ești acolo cu ei. Și îți mulțumim că vei fi cu ei. Pentru că a rugat atunci și îți mulțumim. În numele Domnului Iisus. Amin. Rămâi bine. Amin.